Testele de salivă vor ajunge în școli. La nivel de județ au fost primite 128 de teste de salivă pentru depistarea SARS-CoV-2 și urmează să fie distribuite la fiecare unitate de învățământ. Testele rapide pentru depistarea COVID-19 sunt destinate preșcolarilor, elevilor și personalului din învățământ. A început distribuirea testelor de salivă în școli. Noile teste COVID-19 pentru elevi și profesori sunt ambalate individual sau câte două. În județul Mehedinți au fost distribuite peste 100.000 de teste pentru toți beneficiarii de la fiecare instituție de învățământ. Am primit un număr de 128.000 de teste de la Inspectoratul de Situații de Urgență. Se vor distribui atât cadrelor didactice cât și elevilor, preșcolari, primar și gimnazial, și cadrele didactice, auxiliare și nedidactic. Numărul primit este, va fi folosit pentru 3 testări în decursul săptămânii acestei, săptămânii următoare. Le-am primit din Inspectoratul de Situații de Urgență în 2 tranșe, 8.000 cu o valoare, 120.000 cu altă valoare. Cele 8.000 sunt în câte 200 de bucăți, iar celelalte se distribuie la bucată. La nivel național au fost distribuite către depozitele inspectoratelor școlare 10,5 milioane de teste rapide. De asemenea, s-a constatat că modul de utilizare este ușor diferit față de testele din loturile de până acum, colectorul fiind introdus direct în recipientul în care se amesteca cu acea substanță.